decizoria în care a zis hidroelectrica și hidroelectrica Serbesa. Angajații Hidroserv s-au strâns în fața sediului Hidroelectrica Porțile de Fier și au protestat vehement împotriva directorului sucursalei, pe care oamenii îl fac vinovat în parte de problemele lor. Dorim să ni se dea lucrări, să avem de lucru. Și am înțeles de la domnul lider sindicat că n-ar fi lucrări decât în procent de pentru 90 de salariați asigurate. Restul, diferența de salariați rămâne să-și caute de lucru, probabil, în altă parte. Fostul administrator judiciar al companiei Hidroelectrica nu a scăpat nici el de huiduieli. Angajații Hidroserv l-au acuzat pentru situația în care a ajuns compania. Hidroelectrica nu este nici al lui Raimund Borza, nu este nici al lui Radu Silaghi și nu este nici al dumneata, domnule Tudorescu, doctor în economie. Că există un pericol foarte mare. Vrem să muncim! Protestăm să ni se dea de lucru. Deci ca să avem de lucru cei de la Hidroserv, care suntem tot de aici plecați din Hidroelectrica și am fost alături cu ei în 2002. După 10 ani de zile noi suntem 10 Hidroserv și cerem să se dea de lucru ca să putem lua salariile. Asta este rugămintea noastră. O să rămânem fără locuri de muncă. E vorba să ne lasă numai cu 75%, dar nu se știe concludent. Lucrări nu ni se dă. Tot ne amână, ba că avem acum, lucrăm de exemplu noi, că suntem de la Caransebeș, lucrăm la pădure. Ne-au dat la defrișări de pădure, o echipe aici colo, câte un grup MHC-ul în revizie și restul pauză. O să stăm. Protestul angajaților Hidroserv nu a ajuns însă la urechile reprezentanților Hidroelectrica. La ora la care angajații și-au strigat nemulțumirile, niciun director nu se mai afla în sucursală. Este ieșit aici. Hidroelectrica a fost în insolvență în perioada iunie 2012-iunie 2013, iar acum a fost introdusă din nou în această procedură.